Cezalo va întâlni mâine pe teren propriu metalurgistul Cugir într-un meci din cadrul etapei a 24-a a Ligii a 3-a de fotbal. Va fi un derby pentru locul 2, fiindcă între cele două formații este o diferență de numai 3 puncte. Fotbal Club Zalău se află în continuare în afara podiumului Serie A 5-a din Liga 3-a de fotbal după ce a pierdut ultimele două partide susținute în compania echipelor Aventura Eghin și CS Iernut. După dușul rece de pe teren propriu, când a cedat cu 0-1 în fața Reghinului, echipa zeleoană nu s-a ales cu nimic nici din întâlnirea de săptămâna trecută, cedând cu scorul de 0-2 pe terenul celor de la CS Iernut. Mâine, în cadrul etapei a 24-a, alb-albaștri primesc vizita formației metalurgistul Cugir, echipă situată pe poziția secundă la 3 lungimi în fața zeleoanilor. Este practic un derby pentru locul 2, poziție la care zeleoanii mai speră după ce șansele la promovare au fost diminuate la maximum, Fotbal Club Zalău aflându-se la 11 puncte în spatele liderului FC Hermenstand. Toată echipa trebuie să schimbe atitudinea și aici începând cu conducătorii, cu antrenorii, cu jucătorii, ca să câștigăm neapărat acest meci. Pentru că în momentul în care noi am pierdut al treilea meci consecutiv, practic s-a pierdut orice șansă și la locul 2 și nu vrem să se ajungă acolo. Băieții trebuie să schimbe atitudinea, să se dorească mai mult, să dea tot ce pot, pentru că de acest meci depind foarte multe. Eu cred că vom câștiga. În cazul unei victorii, Fotbal Club Zalău poate urca până pe poziția secundă, având în vedere că ocupanta locului 3, Fotbal Comuna Recea, va sta în etapa de la finalul acestei săptămâni. Partida dintre Fotbal Club Zalău și metalurgistul Cugir este programată mâine, începând cu ora 17, pe stadionul municipal. În cadrul aceleiași runde au mai fost programate meciurile Unirea Jucu cu ASEA 2 Târgu Mureș, Sănătatea Cluj cu CSO Șorhei, FC Hermenstand cu CS Iernut, Gaz Metan 2 Mediaș cu Aventura Eghin, Recolta Dorols cu Viitorul Ulmeni și FC Bistrița cu Unirea Dej.